Cauți o aplicație să câștigi bani în PayPal, nu uita să apeși un mare like și nu uita că în descriere poți găsi grupul de Telegram unde puteți găsi multe materiale foarte mișto. Astăzi m-am gândit să vorbim despre o aplicație interesantă care îți permite să câștigi bani într-un mod foarte simplu. Aplicația se numește GiveSlot, care o găsiți doar pentru Android, cel puțin asta din câte știu eu. Nu am găsit-o pentru, pe un iPhone. Scrie aici GiveSlot, Slot. Este un joc destul de interesant care îți poate aduce niște câștiguri și banii se câștigă relativ destul de simplu. În fine, v-ați descărcat aplicația, o să vă lăs un link cum puteți ajunge la acest direct la aplicație să o descărcați. Acum puteți vedea, deja în soldul meu există 200 de monezi câștigate, doar n-am făcut mare lucru. La prima vedere, aici ai mai multe chestii. Ca să câștigi bani poți să duci play și o să primești undeva la 10 spinuri, care îți poate fi norocoase, poate să scadă numere bune sau numere mai puțin bune. Aici poți să faci beturi, chestii de genul ăsta, să zicem cum vrem să ne uităm la, să dăm un spin. Și dacă ne cade niște numere norocoase, putem câștiga niște bănuți. Vedeți că deja am 300 și pot să continui în stilul ăsta, doar că o să mai apară niște reclame. Asta ar fi, să zicem așa, minusul. În fine, mi se pare că odată la 3-4 spinuri o să-ți apară acea reclamă. Ok, vedem că am ajuns deja la 600, deci e simplu ușor de a câștiga bani cu acest proiect. Am acumulat 1000 de puncte. Ne-am cam finalizat spinurile. Ca să mai dăm încă o dată, ne uităm la un video, păi ai și o variantă automată, în fine. Ne putem întoarce înapoi, pentru că ne-am lămurit cu chestia asta, cât am putut câștiga. Aici am ajuns, mai sunt niște oferte de completat, adică ori descarci un joc, ori descarci nu știu ce anume, și poți găsi chestii foarte mișto care te recompensează. Misiuni, făcând chestionare, dacă vrei să faci treaba asta. Dacă nu vrei chestionare, te bagi pe altceva, pe aplicații, să le descarci, să le joci câteva minuțele sau nivele. Acela fel trebuie să completezi acest set tot cu chestionare. Mai avem ăsta de aici din partea de sus, din la mijloc. Hai să vedem ce ne dă. Chestionare. Deci în principiu au mai multe, să zicem așa, chestionare decât să faci altceva. Care și asta este bine. Dacă ai răbdare să le faci, poți să le faci. Mulți spuneți că, o parte dintre voi, nu neapărat mulți, că nu sunt bune sondajele pentru că le faceți pe grabă și nu le faceți corect. Adică dacă puneți niște date, mențineți-le mereu pe alea, pentru că vă faceți un profil și dacă nu le folosiți mereu pe alea, o să aveți chestia asta destul de nasoală din punctul ăsta de vedere. Bun, hai să vedem ce mai avem mai jos. Cum dăm mai jos? Mai avem așa. Biggers winner, cel mai bun câștigător, ne arată aici cât a făcut cel mai mult în ultimele. Dacă inviți un prieten, foarte mișto, că faci până la 4000 de monezi, 4000 care nu este rău, sau 2 cenți, poți câștiga în funcție de ce îți plătește. Și aici poți vedea prietenii tăi care ai acumulat și să fii recompensat. Adică poate tu nu ai timp să stai pe această aplicație, dar poți să o recomanzi mai departe. Adică dacă consideri că nu este pentru tine și câștigul este foarte mic, te poți bucura de câștigul care se face să poți să-l retragi. Dacă intrăm în secțiunea wallet, aici unde portofelul, aici vedem, ne zice, la pentru un cent avem nevoie de 10.000 de monezi, care la urmă nu e o sumă colosală, se pot face, e realizabil. Și aici dai să transferi suma respectivă, dar momentan nu avem. Aici o să vezi multe moduri de a retrage. Payer la 35 de cenți, avem și Revolut 35, ce mai avem pe aici? PayPal de la 1 dolar și ceva, Amazon, Coinbase, AirTM, Perfect Money și tot așa mai departe, dar bănuiesc că cele mai folosite este Payer-ul, Revolut-ul, PayPal și cam atât. Și Coinbase, mă gândesc. Nu știu acum câți dintre voi folosiți aceste wallete. Dar este interesant pentru că îți poate aduce niște câștiguri. Bun, aici foarte... Asociază-ți contul cu un cont de Google sau Facebook. O să ne asociem ca să fii practic, măcar știi dacă, nu știu, schimbi dispozitivul. Să-l reții. Adică gen așa poți să te reconectezi de pe un alt dispozitiv, poate pierzi telefonul, ți se defectează telefonul și nu mai ai acces la aceste informații, e destul de neplăcut, așa că dacă am pus treaba asta la punct, este mult mai bine pentru noi. Acum dacă dăm aici play, hai să gen să ne uităm la un video, să primim niște spin-uri, care este... Am vizionat reclama, dăm X, ok, și am primit încă 10 spin-uri să ne distrăm, dar între timp mai intră câte o reclamă. Uite, am mai făcut 100.
Deci e interesant, adică sunt niște și avantaje la această aplicație, pentru că chiar dă un scor foarte bun, v-am zis, mai sunt și reclame. Dar asta văd că e scurtă, se mișcă repede barea de jos, verde, și putem să dăm X rapid. Deci comparativ de alte reclame mai nasoale, eu zic că stă foarte ok la reclame, deci nu-i că îi spamează foarte, foarte mult. Le-am terminat și pe cele 10 și am ajuns la un total de 2550, adică am mai acumulat ceva. Când ai acumulat 10.000, deja ai un cent. Știu că poate, na, e puțin greu pentru unii, dar sunt și unii care caută un gen de aplicație de genul ăsta să câștige bani fără să investească nimic, fără alte costuri. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi pe Telegram, Aron Marius Apopo, și vă aștept și pe grup, unde puteți să vă alăturați, puteți găsi multe materiale mișto și voi puteți la rândul vostru, dacă știți o platformă mișto, să o distribuiți acolo, să creăm o comunitate foarte mare. Cam atât, noi ne vedem foarte curând, vă doresc spor la făcut bani.